Bună seara! Bine ați venit la o nouă expoziție, penultima în acest an, dar prima expoziție de sculptură și grafică. De regulă, suntem, hai să nu zic plictisiți, dar obosiți de pictură. Și iată, astăzi Radu Macavei și Damian Popa ne propune această foarte interesantă expoziție, un dialog între grafică și sculptură. Parcă au probabil au lucrat independent, dar parcă s-au coordonat să facă o expoziție cam cu aceeași temă. Oricum, la prima vedere este o expoziție luminoasă, optimistă, în spiritul sărbătorii care bate la ușă. Până la salonul de iarnă, vă invit să treceți pragul acestei expoziții, chiar dacă în această seară nu ați putut ajunge la vernisaj. Aici mă refer, bineînțeles, la cei care vor vedea vernisajul la televizor prin intermediul prietenilor noștri de la TeleM și 1 TV Neamț. Dau cuvântul domnului binecunoscut scriitor Emil Nicolae și el ne va introduce în atmosfera acestei frumoase expoziții. Și apoi, sigur, așteptăm și cuvântul celor doi artiști. Da, mulțumesc. Bună seara, vă spun mai întâi. Are dreptate, Ștefan, am fost dimineața, era sala goală. Am fost și ieri și, într-adevăr, era multă lumină aici. Acum nu vreau să spun că s-a întunecat datorită prezenței umane. Dar e, într-adevăr, o expoziție, n-aș spune optimistă neapărat, dar e o expoziție care ne, în moda asta a momentului, în care toată lumea scotocește în subconștient, caută clar obscurul, folosește culori cât mai, hai să le zicem, cu ghilimele de rigoare, misterioase, în speranța că e mult, e mai interesant și mai filozofic să te ascunzi. E o expoziție cu doi artiști care, iată, se arată în lumină. Și ceea ce mi se pare interesant în primul rând e faptul că se asamblează foarte bine sculptura cu grafica. Asta se întâmplă întotdeauna. Întotdeauna, dacă ați fost la Muzeul de Artă, ați văzut că s-au mai făcut expoziții pictură cu sculptură. Dar nu la asta mă refer neapărat, ci la, așa cum am văzut și Ștefan Potop, la felul în care se asamblează cele două tehnici în cazurile noastre. Vreau să încep cu sculptura, pentru că domnul Damian Popa e oaspede la Piatra Neamț, iar despre domnul Radu Macavei a mai vorbit. Ceea ce ne propune aici se numește acum mai nou, am văzut zilele trecute în mare vogă în Franța, sculptură grafică. Thank you.
Da, e un artist care a umplut Parisul, am văzut niște expoziții în galerii, Michadui se numește, are un singur nume, care face niște chestii mici așa, sigur mai figurative, cu sculpturi mici pictate. Și a ieșit acest concept, sculptură grafică, iată că suntem sincroni cu Parisul aici, la Piatra Neamț. Nu e o glumă, e foarte serioasă povestea, pentru că dacă vă uitați atent, o să vedeți combinația asta. Eu mă gândeam dimineață, de fapt, la o compoziție sculpturală. Un termen din pictură mutat în sculptură, pentru că astea sunt aceste obiecte tridimensionale, obiecte artistice. Și combinația de materiale, adică lemn, metal, piatră, e foarte interesantă, nu mai spun de cromatică. Și iată cum înflorește așa o grădină de cactus cu floarea, cu tulpina aici și cu floarea în grafică. Că aici e toată povestea asta, skepsisul expozițiunii, un cuvânt academic, dar e adevărat. Deci e o surpriză, pentru că evident, cine îl cunoaște pe domnul Damian Popa știe că vine dintr-o tradiție de familie. Duce mai departe ceea ce meșterul Nicolae Popa a făcut și putem vedea la muzeul din Târpești, dar în cu totul altă direcție. Adică era la îndemână prelucrarea materialului, alegerea materialului, dar felul în care se confruntă cu materialul și viziunile pe care le are asupra sculpturii sunt diferite. Dar probabil că există în spate, în gena artistului, această tradiție de familie și era firesc să fie până la urmă. Așa că eu zic să priviți foarte atent și să luați în serios toate lucrurile astea, chiar dacă materialele nu par dificile afară de piatră sau lemnul, în general e o prejudecată că poate fi ușor lucrat. Dar tocmai din motivul ăsta, dacă nu ești foarte atent, îți fuge și greșești. Ori domnul Popa reușește să țină sub control și să ne propună niște lucruri foarte interesante, pe de o parte. Pe de altă parte vine domnul Radu Macavei, am mai văzut grafică la Piatra Neamț și aici și la Sestri, dar mai degrabă aici decât acolo, și de fapt el continuă până la urmă o specializare în grafică, e o confirmare. Ceea ce schimbă aici e cromatica, asta spuneam, mai limpezită, mai luminoasă. Putem
dacă vrem neapărat să decupăm tablou cu tablou și să încercăm să intrăm în povestea fiecăruia. Dar nu cred că povestea contează aici, nici la sculptură, nici la pictură, la grafică. Reiau ceea ce am spus și continui să spun, subiectul sau tema pentru un artist e un pretext ca să facă o cercetare în limbaj. Și aici se vede foarte bine că eu am mers la domnul Radu Macavei, continuă povestea, la domnul Damian Popa, descoperim povestea asta, luptă cu limbajul, caută noutatea expresii, expresivitatea materialului și limbajul plastic nou. Că vrem mai departe să mergem la poveste, putem merge la poveste. Aveam o discuție nu demult cu Silvan Ionescu, cu directorul Institutului de Istoria Artelor și îi spuneam, mă, voi scrieți tratate așa despre istoria imaginii. Am înțeles, istoria imaginii. În imagine e poveste. Dar de ce nu faci un tratat despre istoria picturii sau sculpturii? Este de fapt istoria tehnicilor. Și cercetarea în tehnic, cu asta se luptă artistul. Deci ai dreptate, ar fi cam aride. Și n-am avea decât specialiști la lectură. Și atunci intrăm cu o poveste acolo ca să avem privitori și cititori. Bun, ok. Dar până la urmă trebuie să ajungem la esența lucrului și esența în expoziția asta e limbajul plastic și este interesant cum două tipuri de limbaj se împletesc, nu se întâmplă totdeauna așa. Acum a fost un caz fericit când s-au întâlnit, cum spunea și Ștefan, nu știu dacă au vrut sau n-au vrut, dar toată expoziția e un asamblaj unitar. Și cred că ăsta e lucrul cel mai important pe care trebuie să-l reținem astă seară. Așa că priviți cu plăcere, reveniți aici, până la sărbători chiar, nu numai, și îi las artiștii să vorbească, că sunt doi. Încep tot cu doi. Ei, o să fim scurți, că n-avem ce spune foarte mult. În general, culoarea pusă pe lucrările de sculptură e o tradiție mai veche. Suntem obișnuiți cu arta Greciei sau Egiptului, sculptura mă refer, să o vedem marmură curată sau... Erau pictate unele din majoritatea din ele, aveau culoare pusă pe ele. Dar eu am regăsit lucrul ăsta și m-am apropiat cumva de a pune culoare în lucrările mele. Și pentru că mi-a plăcut foarte mult și zona asta structurilor naturale, structurilor vegetale, o zonă fascinantă. Și, în plus, este o problemă cu, și pragmatic vă zic acum, este o problemă cu galeriile în general și în special în România. Este foarte greu să expui sculptură dacă nu ai lumina să poți dirija cum vrei. Și atunci, vrând nevrând, artistul găsește și alte soluții. Și am zis, uite, asta mă ajută mai mult lucrările să fie mai prezente, să fie mai... expoziția din seara asta, deci, într-adevăr, a fost colaborare cu prietenul meu și fostul coleg de liceu, chiar mă gândeam din liceu, n-am mai expus împreună de pe holurile liceului. Dar ne cunoaștem de ani de zile și știa foarte bine și ce lucrez și cum lucrez și... Și exact, da. Deci suntem prieteni foarte vechi și niște da. Îi dau lui Radu în continuare. Da. Am să continui și eu ce spunea Damian, pentru că de asta expoziția apare unitară, ca să zic așa, dar se leagă coerentă, mulțumesc. Pentru că ne cunoaștem de când eram copii, am făcut liceu de artă, gimnaziu, facultatea împreună. E o prietenie pe care vă doresc tuturor.
Și pentru că avem aceleași afinități, avem cam aceleași concepții vis-a-vis de artă, de viață, de lucrurile s-au legat. Acum, pentru mine a fost un pic mai pe forward, așa, mai pe repede să termin câteva lucrări, pentru că Damian m-a anunțat un pic mai târziu. Dar, până la urmă, cred că am găsit, zic eu, ieri aveam emoții dimineața amândoi, mai ales cu vremea au întârziat prin ZPS și asta. Am despachetat. Și acum, bun, ce facem? Chiar dacă ne cunoaștem de atâția ani de zile. Ei, și-o durat ceva timp, dar la final, zic, o ieșit ce am vrut noi. Ideea asta era să fie o legătură între sculptură și grafică și eu mi-am dorit foarte mult să fie ceva luminos. Adică să curgă totul din unul una în alta. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit. Mulțumesc. Bine.